Bună seara, bună seara Iași, bună seara Moldova, suntem în direct, înapoi în viitorul agriculturii românești, o emisiune pe care noi sperăm v-am obișnuit să o urmăriți în direct în fiecare zi de joi și în reluare în alte zile, luni, marți, miercuri, vineri, sâmbătă. Glumesc, cum de altfel dați-mi voie după 176 de scări să fiu un pic mai vesel, pentru că atât are liftul nostru de la parter până la etaj, ascensiunea noastră până la etajul 7, dați-mi voie să-i spun bun venit doamnei realizator radio Iași și co-realizator, partener la această emisiune, doamna Petronela Cotea Mihai. Sărătuna, bine ați venit, bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit cu aceeași încântare de fiecare dată, domnule Petru. Am reținut brandul pe care l-ați lansat aici, așa, la ceaiul de dinainte, timp, anotimp, contratimp. Timp în agricultură, nu? Da. E brandul dumneavoastră, dar dați-ne voie să-l afișăm. Sigur, generozitatea este specifică nouă oamenilor și trebuie să fie așa încât cu multă bucurie și mai ales că este chiar un timp în care se pune și problema contratimpului în agricultură, lucrurile care presează. Cred că asta o să ne vorbească despre acest lucru domnul director Vasile Lungu, domnul inginer, administrator domeniile Lungu, domnul Asaisi, invitatul nostru, care îi spunem bună seara și bun venit. Bună seara, bine v-am găsit și dorim sănătate tuturor telespectatorilor care ne urmăresc. Eu sunt invidios pentru starea de spirit pe care ați avut-o când ați ajuns sus. Ceilalți eram gata, trăgeam aer în piept. Dumneavoastră, dacă sunteți toată ziua pe câmp, după problemele specifice. Suntem în campanie și e de umblat. Doamna Petronela, vă rog să prezentați pe invitatul nostru. Eu azi l-am cunoscut. Pentru mine este domnul director de la Meteo. Da, pentru mine este o deosebită încântare să spun bună seara, Hristos a înviat, bun regăsit domnului agrometeorolog dr. Ovidiu Machidon de la Centrul Meteorologic Regional Moldova din Iași, un bun prieten și al emisiunii Pentru Sate, pe care duminica dimineața de la 6 la 8 o realizez la Radio Iași. Este alături de noi duminică de duminică și mulțumesc încă o dată și mulțumesc și pentru că, iată, ne regăsim în această formulă, sper interesantă și pentru publicul telespectator prin conținutul pe care îl va da domnul Ovidiu Machidon acestei emisiuni. Bună seara, domnule Machidon! Bună seara și adevărat înviat! Bine v-am găsit pe toți! Domnule Ovidiu, am avut o perioadă și cred că de aici ar trebui să începem discuția, când cred că specialiștii în agricultură, așa cum este și domnul Vasile Lungu, au fost puși în mare dificultate. Și aș vrea să începem cu anotimpul și să ajungem cu contratimpul din agricultură, pentru că cine s-a ferit sau a putut să se ferească, cred că a diminuat posibilele pagube. Cine nu, nu știu ce se va întâmpla. O să aflăm. Da, fenomenele care s-au înregistrat săptămâna trecută nu sunt fenomene normale pentru această perioadă a anului. Ele sunt evenimente meteorologice deosebite, în schimb nu au caracter de singularitate. Ce vreau să spun? Zile cu îngheț în luna aprilie avem, tot timpul aproape. În ultimii 20 de ani rata înregistrării acestora este de o dată la 4 ani. Ele au fost chiar cu o rată mai mare în perioada 1961-1990 și odată la 3 ani pentru intervalul 1981-2010. Zile cu stradă zăpadă la Iași avem în luna aprilie. Din punct de vedere istoric, ultima zi cu stradă zăpadă pe care am înregistrat-o din date statistice a fost 23 aprilie 1997, când la Iași am avut un stradă zăpadă discontinuu. De ce spun că săptămâna trecută s-a înregistrat un eveniment meteorologic singular? Din cauza că am avut precipitații abundente sub formă de ninsoare, care au generat un strat de zăpadă gros, deci consistent, care, din punct de vedere statistic, în zona centrală a Moldovei, la stațiile meteorologice, ca valoare, poate fi considerată valoare istorică. Adică 40 de centimetri am reținut de la fermieri, apicultorii chiar au măsurat deasupra stupului. Da, am adus în regie și o hartă cu distribuția grosimii stratului de zăpadă pe teritoriul Moldovei în data de 29
21 aprilie, la ora 9 dimineața, când în zona centrală a Moldovei aveam grosimi ce depășeau 15-17 cm, iar la stația meteorologică Bârnova am atins chiar și aproape 60 de cm. Domnul Lungu, cum o fi simțit la fermă acele fenomene? Ce efecte? Cred că de data asta am fost un pic favorizat de soartă, pentru că în partea de nord a județului spre Botoșani, stratul de zăpadă a fost foarte mic, undeva 3-5 cm, și vineri, când vremea a început deja să se încălzească, începând de pe la ora 11-12, până la ora 15 deja nu mai aveam zăpadă. Dar în zona Prutului au fost brume, au fost înghețuri de minus 1 și deocamdată la culturi de câmp nu putem să ne plângem că avem probleme. Încă nu știm exact care sunt pierderile la vița de vie și la pomii fructiferi, pentru că majoritatea pomilor fructiferi erau în plin înflorit. Zborul albinelor și altor insecte polenizatoare nu a avut loc. Zăpada, ploaia, lapovița a spălat polenul și probabil după 10-15 zile de căldură vom trage concluzia și să vedem cu ce rămânem, cu ce fel de rod rămânem pentru anul ăsta în plantația de cais, cireș, vișin, măr, păr, prun. Mă gândesc că mai sunt și alți, poate, telespectatori din zona dumneavoastră sau din zone cu condiții climatice precum cea de la dumneavoastră și poate se gândesc și ei ca și mine, cum mă gândesc acum, ce ați făcut sau ce faceți pentru pomi, pentru vița de vie, ca să le ajutați să-și revină, că înțeleg așa eu de din afară privind, sunt ca un om care a avut o gripă puternică și acum trebuie ajutat într-un fel. Cum? În ce privește combaterea efectului de îngheț, el se poate realiza, dar nu prea sunt condiții tehnice pentru a realiza acest lucru. De obicei, în plantațiile moderne există irigare prin aspersiune care contracarează înghețul. Din câte știu eu, în județul Iași nu are nimeni asemenea instalație, iar fumigația, acea tradițională fumigație care se mai face, îi pe suprafețe de jumătate de hectar, un hectar, două hectare, când e vorba de masiv și de curenți de aer, este foarte greu să dirijezi fumul, să combați bruma sau înghețul. Suntem oarecum noi fermierii mai mari, cei amplasați în general pe șesuri, unde efectul de îngheț de brumă este mai puternic, și mai puțin sus pe vârf de deal, unde mai sunt curenți de aer și atunci se contracarează efectul înghețului. Nu urmează decât să așteptăm și să vedem ce s-a întâmplat, dar așa cum vă spuneam, nu putem combate asemenea fenomene pentru că tehnic nu avem la dispoziție niciun fel de metode care să ne ajute. Probabil că lucrări post-fenomen, să zic așa, în sensul că poate fertilizări cu azot, foliare, nu, tratamente, nu? Deocamdată nu putem face absolut nimic. Întâi trebuie să vedem care sunt pierderile și vă spuneam, până nu vine căldura, nu știm gradul de arsură, gradul de dăunare, abia atunci vom ști. Din cât știm noi, la vița de vie, dacă lăstarul principal ieșit din mugurile primordial, cel purtător de rod a înghețat și este compromis, vor da din mugurii secundari alți lăstari care de obicei nu mai au fruct, nu mai au rod, dar cel puțin se reface planta și va da producție anul viitor. Nici la pomi nu se poate face un tratament special pentru că suprafața foliară este aproape inexistentă, absorpția printr-o floare care deja este compromisă și cu fructul sau începutul de fruct care deja este înnegrit ar fi un cost
absolut inutil și ar încărca prețul de cost pe restul producției dacă va fi ceva producție. Dar vă spun încă o dată, da, funcție de amplasamentul fiecărei ferme, a fiecărei plantații de vie sau de livadă, gradele de dăunare sunt foarte diferite de la șes la deal. La șes, în general, procentul de distrugere, de compromitere a recoltei este mult mai mare, în timp ce sus pe deal și efectul de îngheț și de brumă este mult mai scăzut. În orice caz, e clar, vorbeam chiar recent și cu domnul doctor inginer Gelu Corneanu, directorul stațiunii Pomicole Iași, care chiar observa și mi-a spus din ce a discutat cu colegii, în zona, de exemplu, deșes a bazinului Bârlad-Vaslui, există suprafețe de cireș, de exemplu, compromise și 100%. Sigur, în aceste condiții, cum spunea și domnul inginer Lungu, lucrări foarte multe imediat nu se pot face, dar probabil că nu trebuie renunțat, ci urmat mai apoi fluxul tehnologic firesc, pentru că vorbim în pomicultură, viticultură, de plante multianuale care trebuie pregătite pentru viitoarele producții, dacă acum producția a fost ratată. Nu? Noi încă mai sperăm că încă o parte din flori au reușit să lege, au reușit să reziste înghețului și atunci continuăm planul de tratamente pentru combaterea bolilor și dăunătorilor. Am aplicat deja tratamentul prefloral, acum deja toate florile, toate petalele florilor se scutură și facem tratamentul postfloral, în speranța că a rămas încă ceva rod. Știți că într-un buchet de inflorescențe, dacă primele inflorescențe, primele flori au fost compromise, cele care erau în faza de buton floral, după ce s-a terminat acea perioadă de frig și de zăpadă, s-a mai mișcat și albina și sperăm că prin înflorirea acelor butoni florali de după îngheț să rămână și ceva rod. Doamne ajută! Sunt curioasă dacă cineva va face vreo analiză cum s-au comportat comparativ soiurile de la diferite specii pomicole, de exemplu, românești față de cele stațiunea pomicole. Străine. Stațiunea pomicole. Să-l invităm la următoarea ediție pe domnul așa, primele director Corneanu. Cele românești sunt aclimatizate și verificate în teren zeci de ani. Cele străine poate nici n-au avut multe dintre ele timp, că apar înghețul odată la 7, 8, 10 ani, deci trebuie să fie verificate mult timp la noi. Dar domnul Machidon, dacă îmi permiteți, la un moment dat mi vorbea și poate parcă trăgea un semnal de alarmă vis-a-vis de ceea ce am trăit chiar săptămâna trecută, anume că asistăm în fapt și cu adevărat și cu semne foarte clare la schimbări climatice care ar trebui să fie mult mai mult și de către mult mai mulți recunoscute și pentru care a trebuit să ia măsuri. Mă gândeam la cele două cercetări pe care le-ați făcut, domnule Machidon. Da, da, am făcut o serie de analize privind evoluția temperaturii aerului la nivelul regiunii agricole a Moldovei, a cantităților de precipitații care se înregistrează pe diferite anotimpuri. Am să prezint aici o serie de date statistice și am să vă spun că pe perioade climatice, așa cum sunt ele adoptate de către Organizația Meteorologică Mondială, pe intervalele 1961-1990, 1981-2010 și să comparăm cu ultimii 17 ani, din 2000 până în 2017, am constatat la nivel de medie a temperaturii o creștere a acestor valori de la 9,1 grade Celsius pentru intervalul 1961-1990 la 9,6 grade Celsius 1981-2010 și pentru că în ultimii 17 ani valoarea medie de temperatură să se poziționeze în jurul valorii de 10,3 grade Celsius. Deci o creștere lineară a acestor date. În ceea ce privește precipitațiile, acestea la nivel anual oscilează, deci variază de la un an la altul. Nu există un trend la fel ca la temperatura aerului. Se constată o ușoară creștere a cantităților anuale pentru fiecare perioadă de referință, totuși. Anotimpual, și aici temperatura crește de la o perioadă la alta pentru toate anotimpurile, deci nu există diferențe, cu excepția precipitațiilor, unde constatăm că de la o perioadă de referință la alta
înregistrăm o tendință de creștere toamna și primăvara și variază în anotimpurile celelalte, iarna și vara. Iar distribuția precipitațiilor? Distribuția acestora iarăși variază în sensul că și am adus iarăși o serie de grafice în studio. Dacă în avem care, și format electronic, le vom... Le veți prezenta la momentul respectiv. Numărul de zile cu cantități de precipitații pe care noi meteorologii, climatologii îl considerăm atunci când înregistrăm mai mult de 0,1 litri pe metru pătrat, aceasta o considerăm în zi cu precipitații, numărul acesta de zile este descrescător de la o perioadă de referință la alta. Când spun perioada de referință, să înțelegem 1961-1990, 81-2010 și ultimii 17 ani. În schimb, la numărul de zile cu cantități de precipitații mai mari de 20 de litri pe metru pătrat în 24 de ore sau 30 de litri pe metru pătrat în 24 de ore, se constată o creștere a valorilor. Cel puțin pentru Iași constatăm că față de perioada 1961-1990, numărul acesta de zile cu cantități mai mari de 30 de litri în 24 de ore s-a triplat. Da? Și s-a dublat față de perioada de referință 1981-2010, pe care perioadă o considerăm normală acum. Deci, putem spune că torențialitatea precipitațiilor este în creștere în această perioadă. Trebuie să ne amintim sezonul de anul trecut din primăvară, pe data de 14 aprilie, dacă nu mă înșel, când ați făcut chiar și dumneavoastră niște poze și să știți că l-am prins în acea lucrare. Da. La Iași am avut un eveniment ploios, deci ploi torențiale, care au generat inundații. Plecam de aici, de la emisiune, seara. Da, da, chiar atunci. Deci, țineți minte, este cel mai apropiat eveniment pe care pot să vi-l dau ca exemplu în acest moment. Da, torențialitatea crește, sigur, și temperaturile, vorbiți despre temperaturi anuale sau temperaturi pe vegetație? Temperaturi anuale înregistrate la stația meteorologică. Da, cu anumite cauze. Care sunt acelea? Superintensivizarea agriculturii, tăierile masive de pădure, nu știu, cum ați studiile realizate de instituțiile internaționale, cum ar fi cele realizate de Organizația Meteorologică Mondială prin Comisia Interguvernamentală pentru Studiul Schimbărilor Climatice, scot în evidență faptul că creșterea concentrațiilor de dioxid de carbon, deci a poluanților în atmosferă, duc la înregistrarea creșterilor de temperatură la nivel global. Aceste creșteri noi le evidențiem prin datele statistice măsurate in situ la stațiile noastre meteo. Factorii sunt multipli. Putem colabora această creștere și cu intensitatea activității solare. Sunt studii care arată în perioada asta că traversăm o perioadă de scădere a intensității solare. Iar în ceea ce privește studiul pe care l-ați realizat cu colegii dumneavoastră de la Facultatea de Geografie, mi se pare, apropo de eroziunea solului, că iată, venim la legătura până la urmă, precipitații, timp, că vorbeam anotimp, legătura cu solul și iarăși aici sunt semnale care cred că pot fi legate vis-a-vis de modul în care se lucrează pământul, din deal în vale, scăderea gradului de fertilitate a solului ca urmare a acestui tip de agricultură mai puțin profesionist. Intensificarea torențialității precipitațiilor este factorul primordial care duce la degradarea, accentuarea degradării terenurilor. Ravenarea. Exact. O suprafață despăduruită care mai este afectată și de alunecări de teren atât la suprafață cât și în adâncime. Versanți cu pante înclinate puternic, despăduriți, aceștia sunt supuși factorului erozional, astfel încât atunci când ne confruntăm cu creșterea torențialității și procesul de colmatare în zonele joase crește și tot materialul nutritiv pe care planta îl ia din sol este degradat și dus în zonele cele mai joase și distrus. Poate interesant de provocat, domnul Vasile Lungu, să vedem cum veți face față la aceste provocări și schimbări, contratim, schimbări. S-ar putea să fie și, ce puțin vreo lună, două, am înțeles, din diverse comunicate ale dumneavoastră, să fie și secetă, nu știm. Să urmeze, da.
Da, în cei 34 de ani de activitate, de când am terminat facultatea și de când efectiv lucrez în agricultură, am întâlnit multe primăveri, sau mai bine zis, de multe ori în luna aprilie am avut căderi importante de zăpadă și temperaturi negative. Țin minte că undeva în 81-82, fiind în zona Coarnele Caprei, focuri, atunci o cădere masivă de zăpadă a pus efectiv la pământ 30 ceva de hectare de solarii. A fost o pierdere extraordinar de mare pentru că în solar deja erau plante înflorite. Aplicând sau făcând agricultură într-o zonă de deal, dintotdeauna știm că orice ploaie torențială antrenează materia organică, fertilizanții și nu de puține ori pe locurile unde se adună păraiele, totdeauna este luată cu totul și planta și dusă în zonele liniștite de șes. Favorizați în fermierii care au fermele pe teren de șes, unde absolut toate precipitațiile rămân pe loc. E adevărat, ei mai au fenomen de băltire, dar ăsta poate fi oarecum combătut cu motopompe și cu diferite canale de drenaj. Dacă la noi vin 60-70 de litri de apă pe metru pătrat în doar o oră, nu putem face absolut nimic. Rămânem cu ravene, cu zone întregi de cultură luată de puhoi și, bineînțeles, toți fertilizanții pleacă odată cu apa și ce este cel mai grav, făcând o agricultură intensivă, pesticidele pleacă de pe o solă pe alta și atunci se distruge și sau are de suferit și cultura vecină unde s-au dus ierbicide care erau, de exemplu, ierbicid care era aplicat pentru floare s-a dus peste cultura de porumb și efectiv o zonă importantă din zona de porumb a fost și ea compromisă. Dar nu putem face mare lucru pentru că astea sunt fenomene naturale, astea sunt condițiile de deal, de agricultură din zona de deal și știm, se vorbește mult de efect de seră, de subțierea stratului de ozon, dar nu cred că putem noi opri industrializarea. Poate putem stopa un pic smogul, emisiile de gaze care distrug stratul de ozon și nu depinde de noi agricultorii, pentru că în esență noi agricultorii producem oxigen. Vrând nevrând, în procesul de fotosinteză, planta absoarbe sau preia din atmosferă dioxidul de carbon și eliberează oxigen, iar dioxidul de carbon, prin fotosinteză, este transformat în materie organică. Da, iar acum produceți și mai mult oxigen odată cu obligativitatea pentru a obține anumite nivele de subvenții. Acel proiect de înverzire, exact, unde 30% din suprafață trebuie să fie cultivat și în perioada de iarnă cu plante verzi, tocmai pentru a produce acel oxigen pe care pădurea de foioase nu-l produce pe timp de iarnă și atunci culturile verzi din timpul iernii, prin procesul de fotosinteză, să preia în același timp o cantitate mai mare de bioxid de carbon și să elibereze oxigenul în schimb. Pe timpul verii, toate pădurile, atât foioase cât și conifere, au fotosinteză și ne dă acel aer respirabil de care avem nevoie. Da, oricum e clar că însăși politica aceasta agricolă comună, noua politica agricolă comună, prevăzând asemenea măsuri și asemenea capitole, arată preocuparea mai generală și arată faptul că fenomenele într-adevăr sunt importante, iar specialiștii care au atras atenția au avut suficient de multe argumente ca să, iată, să influențeze politici agricole. Iar din punctul meu de vedere,
ceea ce și la radio, Iași, în emisiunile pentru sate spun în fiecare duminică dimineața aproape, respectați știința domeniului, adică însuși fenomenul de săptămâna trecută a fost o lecție și au avut poate mai puțin de suferit cei care au luat act de evoluția precipitațiilor în anumite zone. Favorabilitatea pentru anumite specii și chiar soiuri au amplasat livezile, fermele, acolo unde trebuie. Din păcate, sunt și mulți care vin cu bani, vor acasă, vor să facă, nu sunt specialiști și atunci, iată, au și de suferit din acest punct de vedere, că semnalul acesta e ascultați, țineți cont și consultați-vă cu specialiștii. Poate și emisiunea noastră este binevenită, da, pentru că iată discutăm cu specialiștii de aceea, pe această temă. Am și dorit. Dar da, apropo de ce se întâmplă și, bine, Doamne ajută să nu se mai repete ceva rău, o să ne spună poate prognoza domnul Machidon, dar dacă se mai întâmplă ceva sau dacă efectele sunt suficient de importante, ne gândim mai departe din punctul de vedere al consumatorului care se întreabă, o să mâncăm fructe, n-o să, o să crească prețul, nu o să crească. Se simte acest lucru? Sigur, sunt metode și metode. De exemplu, noile plantații pomicole amplasate într-o zonă de pantă. Este foarte bine ca intervalul să fie înerbat pentru că acea zonă înerbată stabilizează solul, reține o cantitate mult mai mare de apă și atunci este împiedicată scurgerea la suprafață, dar eu m-aș fi referit mai mult la prevenirea efectului secetei prin aplicarea irigațiilor. În România știm că au fost amenajate la irigat în jur de 3 milioane de hectare. În prezent, din câte știu eu, pentru că sunt unul din fermierii care irigă, probabil undeva 125-150 de mii de hectare se irigă în România. Și păcat este că irigăm cu pompare contrapantă când ar fi trebuit, sau cel puțin de acum trebuie făcută o strategie la nivel de guvern să primim apa gravitațional, să nu lăsăm apa din râuri să plece până în Dunăre și din Dunăre să o pompăm contrapantă. Ar trebui în zona de deal și de munte să construim baraje de acumulare și pe curbă de nivel, pe conducte, pe canale, să vină apa gravitațional, pentru că eu vă spun cu certitudine, peste 90% din costul apei de irigat îl reprezintă energia electrică. Eu irig în 3 trepte de pompare, preiau apa din prut, o ridic 50 de metri, într-o stație de repompare mai ridic încă 50 de metri, după care intră în stațiile de punere sub presiune și prin instalații de distribuție apei ajunge la plantă. Deci pompăm apa de 3 ori. Ar trebui cei îndreptățiți sau noi atragem atenția, dar nu putem face mai mult, să se facă o strategie națională de stopare, de barare a apelor în zonele colinare și de munte și de acolo prin cădere liberă să vină contorizat spre fermieri, pentru că nimic nu poate fi gratis, dar am putea reduce, să zicem, cu cel puțin 50% costul apei de irigat dacă luăm în calcul investițiile care trebuie făcute în amonte prin crearea acelor bazine de acumulare. În ultimii ani, începând cu 2007, când a fost o secetă cruntă în Moldova, și mă refer strict pentru că am trăit acele momente când s-au compromis 80% din suprafețele de cultură, urmează un 2012, la fel, cu o secetă cruntă, încă din 2007, când am văzut că investițiile noastre sunt sortite pe irii în înființarea de culturi, atunci am hotărât să modernizăm vechile amenajări de irigații și să ne protejăm investiția în așa fel încât nu putem suplini în totalitate precipitațiile, dar putem salva recolta și putem să ne scoatem toate cheltuielile, atât cu amenajarea sau reamenajarea sistemului de irigat, să ne scoatem și investiția făcută în înființarea culturilor și ca orice om care știe economie trebuie să rămână și un pic de plus valoare ca să poți
să-ți faci investiții noi și să-ți reînființezi din nou culturile anul următor. Așa deci, cine are urechi de auzit, să audă, pentru că în toată lumea și cel puțin știu strategia Ministerului Agriculturii, a Guvernului Polonez, deja au peste 100 de asemenea baraje create în zona colinară și de munte și deja apa la ei vine la plantațiile viticole, la plantațiile pomicole, cât și la agricultura mare, vine gravitațional. E un mare... Și cu banii europeni, domnule director. Probabil și cu banii ei au atras europeni. Da, mult mai ieftin și acces mult mai mulți, e clar, fermieri fiind mai ieftin, dar lucrurile acestea nu se știau sau n-au fost, de exemplu, la Paru, că faceți parte din Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, n-au expus semnalele dinspre minister, pentru că auzeam și chiar foarte recent despre strategie de a susține investiții în irigații punctual, eficient, aplicat. Știm toți că încă din 87-88 mentalitatea proiectanților în sisteme de irigat deja se schimbase. S-a proiectat sistemul de la JUD, care iriga aproximativ, ar fi trebuit să irige 1 milion de hectare în Bărăgan, ducând siretul pe canale dalate spre stații de pompare gravitațional. Știți foarte bine, după Revoluție, acele șantiere au fost lăsate în paragină, s-a distrus tot ce s-a creat până la acea dată. În ce privește strategiile, atâta timp cât guvernele se schimbă anual sau din 2 în 2 ani, miniștrii agriculturii, unii nu împlinesc nici măcar un an, fiecare partid politic are propria lui strategie, fiecare ministru al agriculturii are propria lui concepție, fiecare vine și contracarează tot ce a fost sau se plânge de greaua moștenire de la guvernul precedent, de la ministrul precedent. Când o țară este stabilă și vrea să facă investiții într-un anumit domeniu și știm toți că agricultura este domeniul care poate aduce cele mai multe beneficii întregii economii, trebuie făcută o strategie pe care să aibă caracter de lege și să o respecte orice guvern și orice ministru timp de 20 de ani. Altfel, avem numai orgolii, numai păreri personale și toate sunt destructive. 125.000 de hectare cu aproximație irigate la ora actuală. După părerea mea, așa este. Da, cu ținta care era pentru 20, de 1.800.000, 1.000.000 de hectare. Din câte știu eu, județul Iași avea amenajat la irigat undeva între 60-70.000 de hectare și se irigă bine 8.000 de hectare. Înțeleg, două la dumneavoastră. Aproape 2.000 de hectare. Din 3.000 cât aveți? Dar irigația se face de la Victoria în sus. Deci pe sistemul Tabăra Trifești-Sculeni. Doar atât. În rest sunt amenajări locale, am înțeles undeva ceva puțuri forate. Știu că domnul Pantazi a refăcut vechea infrastructură cu preluarea apei din Siret și deja cred că irigă vreo 300 de hectare. Fermierii încep să înțeleagă că niciodată lunile iulie și august nu vor mai fi luni ploioase, când se hotărăște de fapt soarta recoltei. Da. Și atunci trebuie să venim să suplinim că rolul nostru al fermierilor este să producem hrană pentru populație. Da, e clar și e un rol nobil, poate cel mai important, da, sigur, să dai de mâncare oamenilor sau să obții produs de care ai nevoie de 3 ori pe zi. Este adevărat, este și un business. Normal. Vrem să investim, dar avem nevoie de o legislație coerentă și stabilă. Dacă legislația se schimbă an de an, nici noi fermierii nu putem să ne facem strategii pentru investiții, pentru dezvoltare în general. Vrem un program național care să fie respectat indiferent ce partid politic vine la guvernare și ce ministru va ocupa un anumit fotoliu.
Da, dar șansele de acum încolo pentru fermieri, să zicem că poate mai durează până vine strategia și planul național. Fiecare acționează, înțeleg, cum poate. La data aceasta, de exemplu, dacă ar fi dumneavoastră să mai realizați pe cealaltă mie de hectare irigații, ce formule ar fi? Deci eu nu mai am suprafață neamenajată la irigații. Am înțeles, dar da. Știu ce se întâmplă în județele din apropierea noastră. Vin străinii, cumpără exploatații întregi de 500, de 1000, de 1500 de hectare. De fapt, nu cumpără terenul, preiau societatea cu datorii, îi dau ceva vechiului proprietar al fermei și preia întreaga exploatație cu teren adunat, comasat și probabil ei vor încerca să modernizeze acele sisteme de irigat și să producă, dar dacă vor produce, cu siguranță și știm sigur asta, plus valoarea nu va rămâne în România. Plus valoarea va pleca în țara pe care i-a finanțat și i-a convins să vină să investească, cumpărând atât terenuri agricole, cât și exploatații agricole gata înființate. Da, întrebam și despre prețul prognozat așa al fructelor. Are vreo influență ce s-a întâmplat acum, în perioada aceasta? Pentru că dacă mă gândesc anul trecut sau în 2015, că tot secetos a fost, faptul că la noi a fost secetă n-a influențat enorm de mult prețul, că bursa face preț. Așa este, nu bursa face sau, prețul. Sau, mă rog, producția mondială. Sunt țări unde anumite categorii de culturi sunt subvenționate altfel decât în România și de ce să nu luăm exemplu Poloniei, care invadează cel puțin România cu cartofi, cu fructe și chiar dacă producția la noi este mai mică, prețul nu va fi spectaculos mai mare, pentru că vor veni cantități foarte mari din afară, din comunitatea europeană. Am aderat, știm cu toții, trebuie să consumăm ce ne aduc alții dacă nu avem noi. Deci nu ne așteptăm la preț spectaculos dacă producția de legume, de fructe va fi mai mică, pentru că vor veni cantități importante din afara țării. Am înțeles. Domnule Ovidiu Machi, da, voi să spun că în această situație statul român trebuie să intervină, să ajute agricultorul pentru a trece peste acest pasaj problematic. Da. Da, cu subvenții. Și nu, pentru că dacă ne-am urcat în arca lui Noe, trebuie să respectăm regulile. Guvernul ar trebui să aibă bani pentru așa ceva. Ar trebui să ia acordul Comisiei pentru Agricultură. Jocurile sunt făcute. Noi doar trebuie să dansăm după muzica altora. Sigur că da. Cam asta este situația, da. Dar ce pot eu să spun? Și totdeauna spun consumatorilor din România, produsele românești aproape sunt produse naturale, nu neapărat ecologice, dar noi fermierii din România aplicăm foarte puține tratamente, foarte puțin îngrășământ, solul din România este suficient de fertil cât să producă mult și sănătos. Cu cât veți cumpăra mai multe produse venite din comunitatea europeană, care ar trebui să fie stopate în frontieră, doar acele produse care nu respectă normele de poluare, și mă refer la încărcătura de pesticide aflată în fruct, nu vom avea, știu eu, o sănătate perfectă a populației. Pentru că știm foarte bine ce înseamnă cultura de roșii care vine în România, roșii care se păstrează până la 3 luni de zile în frigider și în afara frigiderului, mere care nu se deteriorează chiar dacă stau 3 luni de zile pe teșghea sau în fructiera din bucătărie. Faptul că un fruct, o legumă, se deteriorează, este un fenomen normal. Asta dovedește că este un produs natural. Cu cât are mai multe pesticide, cu atât acel produs, acel fruct, se va conserva o perioadă foarte lungă de timp. Deci am spus totdeauna consumatorilor, un vin care are un pic de drojdie
la fundul sticlei, sigur, este un vin natural. Un vin din struguri. Este un vin din struguri, pentru că strugurii las drojdie. Oricât îl filtrezi, chiar dacă îl filtrezi maxim, în 2 ani de zile tot mai las un pic de drojdie. Nu este plăcut când răstorni o sticlă cu vin invers să vezi că are ceva suspensii. Dar asta este garanția că este natural. Iar un măr cu un vierme e mai sănătos decât unul fără. Da. Nu este plăcut chiar, să comercializezi. Nu contează, dar e mai sănătos. Dar o anumită încărcătură de pesticide este tolerantă. Dar nu acele fructe care stau luni de zile în galantar sau pe masa noastră din bucătărie fără să pățească nimic. Sunt îmbrăcate în ceară. Știu multe lucruri tehnologia despre toată treaba. Tehnologia a înaintat și acolo și nevoia de a fi transportate mult. Deci sunt producători și de fructe și de legume, cu depozit frigorific. Încă mai am struguri de masă la ora asta, recoltați în luna septembrie. Nu au un aspect comercial la fel cu strugurii aduși din afară, de oriunde. Dar vă spun eu că aroma este aia românească. Da. Să încheiem cu un sfat pentru... O prognoză, nu? Da, domnule director. Nu spuneți domnul director, da, pentru așa. Că sunt meteorolog. Adică se supără domnul director. Se supără domnul director. Domnul Miron, vă rog. Pentru următoarele zile, deci să dăm o prognoză pentru următoarele 7 zile și apoi venim cu o estimare pe următoarele 3 luni, ca să vedem cum stăm. Pentru următoarele zile, vremea va fi caldă, vineri și sâmbătă până la amiază, cu temperaturi cuprinse între 21-25 de grade cele maxime, cele minime între 6 și 11 grade. Începând de sâmbătă după amiază, vremea va deveni instabilă, se vor semnala averse de ploaie la început în zonele montane și de nord ale Moldovei, apoi spre seară și în celelalte regiuni din jumătatea nordică a Moldovei și mai puțin spre sudul regiunii. Pentru ca vremea să rămână instabilă și pe parcursul zilei de duminică, mai ales în jumătatea de nord a Moldovei, de luni vremea se încălzește, cerul devine mai mult senin, deci 1 mai putem ieși la iarbă verde. Atenție la căpușe! Da? Da. Vremea se menține caldă și pe parcursul zilelor de marți și miercuri, pentru ca din a doua jumătate a săptămânii viitoare să redevină în general instabilă pe tot cuprinsul regiunii Moldovei. Deci în valuri. În valuri, da. În ceea ce privește perioada lungă de timp, pentru 3 luni de zile, estimările realizate de Centrul European pentru Prognoză de Durată Medie de la Reading din Anglia, de la care noi preluăm materialele și le adaptăm la teritoriul României, în speță Moldova, putem spune că luna mai va fi o lună mai caldă, apropiată de valorile normale pentru această perioadă, cu temperaturi cuprinse între 14-17 grade la nivel de medii lunare și cu cantități de precipitații apropiate de valorile normale, valori cuprins peste normal, peste normal, da, cu valori cuprinse între 55 și 85 de litri la nivelul regiunii, da? În schimb, luna iunie se va apropia de valorile termice normale, dar și la nivel de precipitații. Ca nivel de temperatură, putem spune că acestea vor atinge valori cuprinse între 18 și 20 de grade la nivelul regiunii și cantități de precipitații cuprinse între 60 și 90 de litri pe metru pătrat. Iar luna iulie, a doua lună de vară, va fi o lună mai caldă decât în mod normal și mai secetoasă, deci cu o tendință de deficit în precipitații, în care temperaturile medii lunare vor oscila între 20 și 24 de grade, iar cantitățile de precipitații vor varia între 35 și 60 de litri pe metru pătrat. Da, deci, clar, da. Insuficientă apă pentru... Astea sunt semnalele la ora actuală pe care le primim. Dacă îmi permiteți... Să încheiem împreună, vă rog. Da, mai am o curiozitate că, știți, realizând emisiuni pentru sate, includem automat și folclor. Folclorul agricol spune că vremea asta ne vine de undeva. Unii au trimis de la ei spre noi. Zăpadă, viscol, ne trimit grindină, e adevărat? Ce... Intervenții active în atmosferă se fac peste tot în lume. Da? Inclusiv noi în Moldova avem așa un echipament, Centrul Antigrindină de la Damco. Am înțeles că în perioada următoare se vor dezvolta și vor să se implice și în stimularea precipitațiilor, Doamne ajută. Da, au și finanțare. Da, au și finanțare, de cel puțin 2-3 ani de zile chiar a început să funcționeze destul de bine. Să sperăm că
va merge deci treaba și acolo. Deci se fac intervenții. Intervenții active în sensul îndepărtării sau combaterii căderilor de grindină, deocamdată. Asta facem. Pe anumite perimetre agreate. Aliniamentul, din câte știu eu, este Cotnari, Bucim, Huș, deocamdată. Întrebarea și urmează era un pic altfel. Spuneți. Avem șansă ca tehnica meteorologică să ne aducă ploaie la comandă? E și mai e aplicat. E greșită, dar nu știm. Da, premierul, cu șansa. Interesul său. A dus la Hârlău, a fost o poveste întreagă. Avem această șansă începând cu anul 1976, când americanii în războiul din Vietnam au reușit să prelungească sezonul ploios cu 2-3 zile și au reușit să își mai echilibreze situația. Intervenția activă, însămânțarea norilor cu nuclee de condensare și provocarea unor precipitații mai abundente, pentru că soldații vietnamezi umblau prin galerii. Dar datorită acestui fapt, ONU a emis o convenție în care utilizarea de tehnici de modificare a factorilor de mediu în scopuri militare este interzis. Cu alte cuvinte, orice stat care acționează pe linie militară în privința manipulării vremii este ca și cum ar fi o declarație de război împotriva altui stat. Dar acea convenție nu interzice utilizarea acestor intervenții active în atmosferă în scopuri științifice, de protecție. De protecție cum? Protecție împotriva evenimentelor meteorologice periculoase, cum ar fi căderile de grindină în speță. Da, da. Uh-huh. Eu zic să ne oprim aici. Mulțumim, domnule director Vasile Lungu, administrator domeniile Lungu din zona noastră a Iașului. Mulțumim, domnule Ovidiu Miron Machidon, meteorolog. E corect. În sfârșit. Mulțumim doamnei Petronela Cotea Mihai. Mulțumim și domnule Mihai că a acceptat să fiți prezent. Eu vă mulțumesc. Da, și v-aș și transmis felicitări pentru evenimentul dumneavoastră de astăzi. Televiziunea digital terestră. Da, sunt onorat că spuneți asta, mai ales că sunteți oameni specialiști în radio și inclusiv radio putem difuza pe sistemul acesta digital terestră. Centrul e la dumneavoastră aici. Da. Da, s-a întâmplat. Țin să vă mulțumesc pentru colaborare. Pentru săptămâna viitoare ne gândim la domnul șef al Pomiculturii, la stațiunea de cercetări. Dumneasa o să ne povestească, cred, și alte detalii, poate și cu domnul director Lungu. O să vedem. Până atunci vă mulțumesc încă o dată și să avem reușite. Dumneavoastră, reușitele dumneavoastră se vor găsi pe... Înseamnă că la emisiunea următoare trebuie să venim cu suc de fructe, da? Da, pentru că a zis că noi nici cu apa nu stă prea bine, pentru că nu merg în liftul, am uitat să ne aprovizionăm. Adică sunt de mere, de struguri. Da, să vă mulțumesc, vă doresc o seară frumoasă și dumneavoastră, stimați telespectatori. Un gând bun și pentru că tot am început cu viața la țară, din punct de vedere al preocupărilor în domeniul agriculturii. După publicitate va continua colegul domnul Piticar, producătorul emisiunii, care urmează și cu care v-ați obișnuit, itinerare muzicale de primăvară, spectacolul de la Teatru Luceafărul, cred că v-a plăcut. Astăzi continuăm dialogul aici în platou la noi, avem o prezentatoare frumoasă de la Botoșani, pentru că suntem o televiziune regională, cum știți, la teatru am avut de la Suceava, la fel, Laura Haidău, din câte mi-aduc aminte. Credem că suntem regional și prin abordarea specialiștilor, nu numai în ale muzicii, dar și în ale profesiei de diverse tipuri. Cele bune, seară frumoasă!